În acest clip vreau să vorbesc despre cum poate un canal aflat la început să facă abonați și vorbim despre asta chiar acum. Salut, sunt Ionuț de la mes.ro, bun venit pe un nou clip. Dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, vă invit să vă abonați, pentru că de fiecare dată veți găsi informații care să vă ajute să dominați YouTube și Google. În primul rând, trebuie să facem diferența dintre numărul de abonați și numărul de abonați activi. Abonații activi reprezintă cea mai mare bogăție a unui canal și cu cât sunt mai mulți, cu atât canalul vostru va ieși în evidență. De aceea, repet, că a obține abonați în orice alt mod decât acela de a crește calitatea canalului este o mare greșeală. Degeaba aveți mii de abonați dacă acestea sunt de fapt conturi false sau abonați obținuți prin metode gen sub for sub, adică abonări reciproce. Nu veți obține nici vizualizări, nici comentarii și într-un final canalul vostru nu va fi profitabil. Sfatul numărul 1. Studiază cât mai multe surse care vorbesc despre cum să obții abonați. Sunt multe persoane care vorbesc despre astfel de lucruri și putem profita de experiența lor. Fiecare are propria perspectivă asupra subiectului și e bine să tragem propriile concluzii la final, după ce am văzut cât mai multe astfel de clipuri. Trebuie să începem să învățăm ce înseamnă algoritmul YouTube, cum facem un branding, de exemplu, ce înseamnă un thumbnail, ce înseamnă poza de profil, ce înseamnă banner și care e rolul lor în viața unui canal. De asemenea, putem să învățăm lucruri de genul cum să fim diferiți și cum să facem lucrurile diferiți pentru a ieși în evidență cu canalul nostru. Sfatul numărul 2. Implementează toate aceste informații pe canalul tău. Deși pare un lucru la mintea cocoșului, un lucru de bun simț să implementezi astfel de lucruri dacă tot le-ai învățat, ați fi uimiți câtă lume amână la nesfârșit introducerea acestor date pe canalul lor. Probabil, cei mai mulți dintre ei sunt copleșiți de cantitatea de informație primită și atunci refuză sau amână introducerea acestor informații. Trebuie totuși să înțelegeți că puteți să faceți, să introduceți aceste informații și aceste date în ritmul dorit de voi, nu trebuie să le introduceți pe toate odată și asta pentru că YouTube-ul este până la urmă un maraton și nu un sprint. Fii consecvent cu tot ceea ce ai învățat și ai grijă ca aceste informații să le aplici la toate clipurile pe care le postezi. De asemenea, trebuie să fii consecvent în ceea ce privește programul de postări. Important este să stabilești un program pe care să-l poți și respecta apoi. A posta zilnic este foarte greu și foarte posibil să fie destul de nepractic pentru majoritatea canalelor. Consecvența în ceea ce privește frazele pe care le folosești poate de asemenea să ajute la ceea ce numim noi recunoașterea brandului, adică persoanele să înțeleagă și să recunoască mai repede tipul de conținut pe care îl faci tu. E clar că din când în când poți adăuga mici modificări care să îmbunătățească conținutul, să îmbunătățească aspectul clipului, dar vei vrea să educi oamenii și să înveți cu modul în care livrezi conținut pe care ei îl caută pe. Sfatul numărul 4. Trebuie să înțelegeți că efortul depus pe YouTube va fi răsplătit mai târziu și nu imediat. Așteptați-vă la succes peste săptămâni sau chiar luni. Este foarte important să înțelegeți că YouTube este un joc de cursă lungă și de aceea trebuie să vă faceți planuri pe termen lung. Deși nimeni nu mai are răbdare în acest moment și toată lumea vrea să crească instantaneu pe toate platformele, pentru a fi un YouTuber de succes, trebuie să înțelegem cu toții că nu există un secret care să te transforme într-un hit peste noapte, ci doar muncă și iar muncă până să te atingi scopul. Sfatul numărul 5 și ultimul pe care îl acordă YouTuberilor începători este acela de a-și crea relații cu ceilalți oameni de pe YouTube. Restul YouTuberilor nu vă sunt concurenți, trebuie să spun asta, am mai spus-o, dar trebuie să o repet. E nevoie să construim relații cu restul oamenilor de pe această platformă și să nu îi privim ca pe niște dușmani. Focalizați-vă să aveți o relație cât mai bună cu ei, o relație pozitivă, pentru că pe termen lung acesta vă va aduce mult mai multe satisfacții, vă va aduce colaborări, vă va aduce recunoaștere și așa mai departe. Aș vrea să vă rog și pe voi să-mi spuneți exact experiența voastră în legătură cu abonații, cât de greu îi mențineți activi, cât de greu obțineți abonați noi și așa mai departe. Dacă ați învățat ceva nou din acest clip, vă invit să vă abonați. Dacă sunteți deja abonați, vă invit să deveniți parte activă a acestei comunități, comentând, punând întrebări, răspunzând la întrebările YouTuberilor începători. Iar eu, până data viitoare, vă urez SEO.